aflăm alături de domnul Loredan Popa, organizatorul unui eveniment inedit, aș putea spune, dar cred că este mai bine să lăsăm pe dânsul să ne spună despre ce este vorba, cum, de unde a plecat acest concept și cum se va desfășura evenimentul în sine. Acest eveniment a început odată cu acum vreo 2 ani în gândurile mele. Mi-am adus aminte că la vârsta de 16 ani am participat la o expediție de genul ăsta în Ungaria. O expediție care mi s-a părut foarte frumoasă și din care am învățat câte ceva. Motiv pentru care anul ăsta am făcut 40 de ani și am spus că trebuie să fac ceva care să marcheze vârsta de 40 de ani. E o vârstă critică pentru bărbați. Și am zis că trebuie să fie ceva care să rămână în urma mea. Eu am sărit cu parașuta la apă. Deci fiecare cu nebunia lui. Mi-am adus aminte de Plutaș. Mulți dintre prietenii mei, bunicilor, au fost în aceste plute și au coborât pe Bistrița până aproape de Marea Neagră. Motiv pentru care am zis că trebuie să facem acest lucru și cu canoia. De ce canoia? Pentru că am făcut un sport pe apă care se numea canoe, caia canoe. 14 ani am stat aproape 11 luni din 12 în cantonament și câte 6 ore pe zi în canoe. Și am zis că sunt cel mai bun la asta și trebuie să profit de acest lucru. Motiv pentru care am zis că ar fi frumos să ajungem la mare și de ce să mergem cu mașina când putem să mergem cu barca. Gabi a fost unul din persoanele căruia i-a plăcut ideea mea. El este o persoană activă, foarte prezent în sala de sport și am zis că hai să facem acest lucru și să coborâm până la Sulina, unde Dunărea se varsă în mare și să vedem ce se întâmplă până acolo, să vedem despre cât de curate sunt apele, pentru că eu și reprezint o asociație, Asociația Plai Verde, o asociație non-profit, care se ocupă cu promovarea ecosistemului curat, se ocupă cu protejarea naturii și se ocupă cu educarea, să spunem așa, a cetățenilor într-un mediu plăcut și un mediu curat. Care va fi traseul pe care îl vor urma participanții? Plecarea va fi pe data de 14 august din comuna Ceahlău, odată cu începerea evenimentului Water Music Fest, eveniment care este organizat de un partener al nostru, se numește George Sărlăceanu, și vom ajunge pe data de 14 după amiază, pe 14 aici în Piatra Neamț, unde vom fi prezenți alături de prieteni, de familie și vom petrece prima etapă a noastră. Vor fi 8 etape, a fiecare etapă câte între 50 și 60 de kilometri pe râuri. Vom ajunge la Sulina pe data de 21 seara, când vom celebra acest traseu. Timp de 2 zile vom povesti împreună cu domnul profesor Ivan Pațaichin despre experiența noastră și el ne va povesti despre viața pe apă petrecută atâția ani. Ne aflăm alături de domnul Gabriel Hurjui, participant la acest eveniment. Aș dori să vă întreb, cum e, având în vedere că este prima ediție a acestui eveniment, cum vă simțiți să luați parte, să fiți parte din... Sunt din lumea sportului și tot timpul îmi doresc să fiu pionier în toate acțiunile care sunt posibile. Da. Când am auzit că e prima ediție, prima încercare, asta cred că m-a motivat cel mai mult să mă alătur lui Loredan, ideii lui și să-l sprijin în acțiunea asta. Vă simțiți pregătit pentru marea aventură? Pregătit niciodată nu poți să fii. Acum o să vedem pe traseu ce se întâmplă. Ideea e că o să ajungem cu toții la sfârșit. Îmi pare bine că sunt oameni din diferite domenii, da? Nu doar sportivi sau canotori, sau sunt și polițiști, sunt și doctori, sunt și profesori, sunt din toate domeniile. Și ultima întrebare, credeți că pregătirea fizică este mai importantă decât cea psihică? Nu, probabil acum cea psihică va fi foarte importantă.
Vor fi totuși 8-9 zile de vâslit, câte 60 km pe zi, asta înseamnă 7-8 ore. Cred că psihic va trebui să rezistăm mai mult decât fizic. Da?